Salutare, prieteni dragi, bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face clătite sărate, ideal pentru cină. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta. Și vom începe rețeta cu umplutura. Pentru umplutură vom avea nevoie de 200 de grame cașcaval răzuit, 100 de grame nucă pecan măcinată sau nucă normală, o jumătate linguriță piper, și 150 de grame maioneză făcută în casă. Amestecăm foarte bine toate ingredientele și vom da umplutura deoparte și ne vom apuca de clătite. Pentru clătite vom pune într-un bol mai mare 3 ouă la temperatura camerei, o linguriță zahăr, 3 grame sare, 30 ml ulei și amestecăm. 500 ml lapte, 350 de grame făină, amestecăm și ultimul ingredient vom adăuga 250 ml de apă fierbinte și amestecăm. O vom adăuga puțin câte puțin. Aluatul nostru pentru clătite este gata. Vom pune la încălzit o tigaie pe care o vom unge puțin cu ulei de măsline și vom începe să facem clătitele. Vom coace clătitele la foc mediu. Le vom pune pe o farfurie și vom continua până vom termina de făcut toate clătitele. Aceste clătite puteți să le umpleți cu ceea ce doriți. Puteți să faceți o umplutură cu ciuperci, cu legume, cu cașcaval, cu șuncă presată și cașcaval, cu ceea ce doriți. Este o cină ideală pentru întreaga familie. Clătitele noastre sunt gata, acum vom începe să le umplem, așa cum vedeți că procedez eu în video. Vom pune puțină umplutură, după care le vom împacheta în acest fel. Eu am terminat umplutura și am făcut și salată bœuf, așa că voi umple câteva și cu salată bœuf. Sunt foarte delicioase și bune. Merită să le încercați. Este o cină perfectă. Și vă doresc poftă bună și, desigur, spor la treabă! Și dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să distribuiți și nu uitați să activați clopoțelul. Așa veți fi la curent cu toate rețetele mele. Vă doresc o zi bună și numai bine tuturor! Pa, pa!